Din dorința de a demonstra că și la noi în țară se poate face profit din agricultura practicată la standarde înalte, un tânăr antreprenor a reușit să dezvolte în județul Vrancea prima fermă agricolă complet digitalizată de la noi din țară. Agricultura de precizie pe care o practică are la bază doar măsurători precise, sisteme de irigare inteligente și algoritmi de predicție. Încă de la începutul carierei mi-am dat seama că avem nevoie de tehnologie. În prezent, un fermier este un om de business, este un antreprenor. Iar agricultura, chiar și în România, s-a schimbat enorm. Oamenii din cadrul fermelor sunt oameni bine pregătiți. Pe baza imaginilor din satelit și a datelor colectate din teren, inteligența artificială generează scenarii cu până la 9 ani în avans. Asta înseamnă, evident, că riscurile se reduc și se eficientizează costurile. Folosim cât mai multe sisteme de pe care colectăm informațiile, pe care ulterior le procesăm într-un mod automat, iar la final se iau în mod automat o decizie, fie momentul optim de semănat, momentul optim când trebuie să efectuăm un tratament, culturile pe care să le cultivăm în funcție de prețul îngrășămintelor, în funcție de nivelul de rezervă apei în sol, se iau niște decizii și în felul ăsta ajungem să fim profitabili și chiar și în anii mai grei, în anii în care avem secetă și sau alte calamități. Agricultura se transformă dramatic datorită tehnologiilor avansate. Pentru a ține pasul cu aceste schimbări, Universitatea Politehnică din București pregătește tinerii inclusiv pentru acest domeniu. Facultatea noastră a înființat o specializare nouă care să pregătească astfel de specialiști care să lucreze în domeniul respectiv. Și specializarea se numește mecatronica sistemelor biotehnice. Noi nu ne limităm cu această specializare la agricultură. Ea este destinată tuturor specializărilor facultății care nu țin de mecatronică, deci este destinată și industriei alimentare, este destinată și ingineriei mediului. Pregătim o generație de absolvenți care au foarte multe șanse de angajare cu succes, atât pe zona de bază, agricultură, industrie alimentară, ingineria mediului, partea de mecatronică și robotică, dar și pe alte zone care țin foarte mult de machine learning, de inteligență artificială, rețele neuronale. Ce alte tehnologii inteligente folosește Teofil Dascălu și care este rețeta succesului în agricultură? Aflați duminică la 10:30 la emisiunea At UPB.